Într-un pământ știut numai de tine și să nu mai se arate oamenilor, ci să fie sub mâna ta cea puternică și tare. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea celor fără de nădejde, ajutorul celor fără de ajutor, limanul celor înviforați, doctorul celor bolnavi. Tuturor toate ne fi, Dumnezeule, Cel ce știi numele și vârsta fiecăruia și casa lui și trebuința lui. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și încinăciune înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. La mulți ani! Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem atât de fericiți. Chiar suntem fericiți și vă rog să vă gândiți la aceia care nu mai sunt între noi, care din cauza acestui virus, cum îl numim, sau a unei gestionări mai puțin bune pe care am avut-o vis-a-vis de el, nu mai sunt între noi. Vă rog să-i pomeniți pe fiecare dintre ei. Vă rog la Dumnezeu în fiecare zi ca dumneavoastră să vă fie mai bine, nouă tuturor să ne fie mai bine. Îl rog pe Dumnezeu ca pe fiecare dintre dumneavoastră să vă iubească în fiecare zi mai mult, să vă iubească pe dumneavoastră și tot ceea ce iubiți dumneavoastră. Îmi doresc ca să trăiți zile fericite, să vă doresc ca să vedeți slava lui Dumnezeu și bucuria pe care o face Dumnezeu oamenilor. Îmi doresc ca să vedeți această catedrală pe care înaintașii noștri au gândit-o să ne dăruiască nouă, în aceeași măsură în care și noi ne dorim să o dăruim urmașilor noștri. Vă doresc ca tot ce are Dumnezeu mai frumos, mai curat și mai bun să înveșnicească în casele dumneavoastră. Vreau să mulțumesc jandarmeriei în mod cu totul special. N-am făcut-o în alți ani. Dar acum, mai mult ca oricând, merită acest lucru, pentru că acești oameni s-au îngrijit de tot ceea ce a ținut de sărbătoarea acestor zile. Încă de pe 24 decembrie și până astăzi, poate până mâine, dânsii au vegheat ca nouă să ne fie liniște, pace și bine. Încă o dată, sunt fericit că slujesc împreună cu părinții coslujitori în fața dumneavoastră. Mă simt onorat că dumneavoastră sunteți aceia care sprijiniți idealurile noastre de a sta de vorbă cu Dumnezeu.
vă mulțumesc și îl rog pe Dumnezeu în fiecare zi să coboare în inimile, în mintea și în familiile dumneavoastră. Amin.